Doi braconieri din Moldova țineau plasele de pescuit pe malul românesc al Prutului ca să nu fie prinși, însă nu le-a mers. Polițiștii de frontieră de la noi i-au observat în timp ce se îndreptau cu o barcă să-și iau ustensilele ilegale. Mai mult, în plasele acestora s-ar fi prins 8 kg de pește. S-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute în proximitatea sectorului Poliției de Frontieră Brânza. În jurul orii 8:45, o embarcațiune cu două persoane se afla în apropiere de malul drept a statului vecin, unde au coborât și au ridicat câteva plase. Ulterior s-a stabilit că cei doi bărbați sunt originari din satul Slobozia Mare. Aceștia au fost duși la inspectorat pentru audieri. Luați la întrebări, cei doi au declarat că nu intenționau în niciun caz să treacă ilegal granița. Aceștia i-ar fi asigurat pe oamenii legii că aveau nevoie să ajungă pe celălalt mal al Prutului ca să-și ascundă plasele de pescuit. Despre caz a fost anunțat și Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Cei doi bărbați ar putea alege cu câte două amenzi fiecare. Pentru încălcarea regimului de frontieră, suspecții riscă să achite câte 600 de lei, iar pentru traversarea ilegală a graniței, aceștia riscă să achite încă câte 37.500 de lei.